Ați auzit că e vară și vin taberele și nu știu câți dintre voi vreodată v-ați chinuit să aprindeți un foc cu lemne, mai ales pe o vreme ploioasă. Țin minte o poveste despre regina Angliei care a ieșit cu curtea ei ploua și mai marele casei trebuia să facă foc și oricât s-a chinuit, n-a reușit să aprindă focul. Și cred că a fost concediat. Nu știu asta, asta m-a adăugat eu. Dar imaginați-vă când abia s-a înfiripat o scânteie și luați cu grijă jeraticul acela și începe să suflați în el. Și plămânii vi se umflă în nădejdea că veți vedea flacăra izbucnind. Dragii mei, asta este tema cărții în care intrăm. Înflăcărează-ți darul și continuă alergarea. Poate vei zice, nici nu știu ce dar am. Dragii mei, un dar este definit în Scriptură ca fiind arătarea Duhului spre folosul altora. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ai daruri, ci trebuie să fii un dar, să te dăruiești Duhului lui Dumnezeu ca să se poată arăta prin tine. Dar vei zice, oare l-am? Dacă nu l-ai, nu ești creștin. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui, așa că nu este unul dintre cei care ne numim urmași ai lui Hristos, care, având Duhul lui Dumnezeu, să nu ne putem dărui lui ca să se arate prin noi spre folosul altora, începând cu cel de lângă noi, copiii noștri, cu vecinii noștri, colegii noștri. Dragii mei, asta este rostul nostru în lume, asta este chemarea sfântă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și de aceea, faceți ce fac eu, luați-vă darul în mână, haideți, luați-l în mână, poate voi n-aveți ca și mine. Haide, Silviu, ia-ți darul în mână și suflă în el. Da? Țineți minte când Domnul Iisus a suflat peste ucenicii lui Duh Sfânt? Luați Duh Sfânt. Așa a început biserica, atunci s-a născut în seara învierii. Dar după ce s-a înflăcărat, darul trebuie să-ți continue alergarea. Pavel vorbește cu cineva care era deja în mișcare, pornise de peste 15 ani cu el să bată drumurile Europei, să ducă Evanghelia lui Hristos și de aceea îi spune Timotei, eu plec, nu mai pot eu sufla în cărbunele, în tăciunele tău, trebuie să îți înflăcărezi tu darul și să continui alergarea pe care am început-o amândoi pe urmele Domnului Iisus Hristos. Asta este tema principală a cărții. Citiți împreună cu mine. Înflăcărează-ți darul și continuă-ți alergarea. Continuă-ți alergarea. Ce-i biserica? Aveți o imagine în fața voastră? În primul rând este a lui Hristos. Ea nu-i baptistă, nu-i penticostală, nu-i din Canada, nu-i din România, nu-i de nicăieri, ci este ceva ce ține de cer, pentru că noi am fost așezați în Hristos în locurile cerești. El este capul bisericii, a dus în existență biserica prin sângele său, prin prețul pe care l-a plătit. Dacă El este capul bisericii, El a rânduit, a dat bisericii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Eu îi numesc depozitarii viziunii, cei care se adună în jurul lui Hristos ca să înțeleagă planurile lui Hristos pentru biserica lui Hristos. Cu alte cuvinte, biserica fiind a lui Hristos, noi nu putem face în ea tot ce dorim, ci trebuie să ne adunăm să vedem ce-i de făcut în ea. Iar pe urmele lor vin sfinții care fac lucrarea de slujire, îi aveți acolo. Dacă mă gândesc la cele două cărți, 1 Timotei, tocmai l-am terminat, intrăm în 2 Timotei, 1 Timotei este focalizat pe biserică, 2 Timotei pe cei din biserică. 1 Timotei este focalizat pe biserică și de aceea, citind această carte, trebuie să înțelegi ce a adus Hristos în existență și ce vrea să vadă Hristos. Focalizarea pe biserică începe cu un sfat din partea lui Pavel, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Dragii mei, casa fiind a lui Dumnezeu, nu te poți purta cum vrei în ea. Slujitorii bisericii nu născocesc idei, direcții pentru biserică, ci se adună să înțeleagă direcția lui Hristos pentru biserică, se subordonează lui Hristos. Observați casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeu. Dacă eu mi-aș construi o casă și v-aș invita să mi-o faceți, dragii mei, în niciun caz n-aș dori ca gusturile voastre să fie în casa mea decât dacă le-am contrasemnat. Dacă ești de acord cu ele și e o idee mai bună decât a mea, dar eu nu cred că pot veni cu idei mai bune decât ale lui Hristos. Și de aceea, casa fiind a lui Dumnezeu, eu învăț să mă port în această casă.
Dumnezeu a adus biserica în existență cu un scop, ca să desăvârșească mântuirea noastră. Mântuirea mea nu este terminată când am ridicat un deget sau când am intrat în apa botezului. Acolo începe procesul mântuirii. Și el va trebui să continue până la moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Veți primi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Biserica este deci un spațiu mântuitor cu o singură condiție. Dacă în ea există ceea ce Dumnezeu dorește sau Hristos dorește ca în ea să existe. Dacă ar fi să-mi caut eu o biserică, să mă așez împreună cu familia mea, am venit într-un oraș străin, aș colinda probabil mai multe biserici locale. Și primul lucru care m-ar interesa este să văd o preocupare pentru cunoașterea lui Dumnezeu, nu pentru programele din ea, pentru cântările din ea, pentru muzica din ea, ci pentru cunoașterea lui Dumnezeu prin studierea sistematică și predicarea sistematică a întregului plan al lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta lipsește, ești într-un club, nu într-o biserică și nu în biserica lui Hristos. În al doilea rând, după ce am auzit cam ce se predică, când am fost în America mai de mult, m-am dus la fiul meu pentru prima dată în biserica, o mega biserică în care erau peste 15.000 de membri, am ciulit urechile să vedem ce se predică, după care m-am dus acasă să povestesc cu fiul meu predică. Și l-am întrebat ce se întâmplă în fiecare duminică acolo. E al doilea lucru, când te-ai așezat într-o biserică, pentru că îți place predica, te uiți la membrii din biserică și vezi ce fel de viață trăiesc, despre ce discută. Dragii mei, o preocupare pentru trăirea unei vieți pilduitoare. Ce înseamnă asta? Pavel spune, Hristos și-a revărsat asupra mea întreaga îndelunga lui răbdare ca o pildă pentru cei ce ar crede în urmă să capete viața veșnică. Observați, o biserică care nu e preocupată pentru mântuirea copiilor lor și apoi a celor din jurul lor, a lumii în care trăim, nu e biserica lui Hristos. Pentru că Hristos nu și-a terminat încă lucrarea pe pământ. Ne-a trimis să facem ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci o biserică în care membrii se străduiesc să trăiască adevărul auzite. Oamenii nu se câștigă prin evenimente organizate, ci prin vieți transformate. Și din păcate lucrul acesta se împuținează în zilele noastre. Migrăm spre a fi biserici mall-uri în care mergem pentru că este aer condiționat, pentru că poți cumpăra, nici nu trebuie să cumperi nimic, numai să scalzi ochii în vitrine și să vii acasă cu mâinile goale, cum ai plecat. Dragii mei, o biserică în care adevărul transformă viețile oamenilor. Dar orice biserică trebuie slujită, cârmuită de oameni. Și imaginați-vă, ce mare lucru este să stai într-o biserică în care slujitorii pot să spună călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Știți povestea? Fă ce zice popa? Cum e mai departe? Nu ce face popa? Nu, dragii mei. Asta e adevărat în lume și în cluburi, dar nu e adevărat în biserica lui Hristos. În biserica lui Hristos, Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și apoi, dacă m-aș duce mai departe spre ingredientele esențiale într-o biserică mântuitoare, ar fi o mobilizare la slujire. Lucrarea de slujire nu o face un om, ci o fac sfinții, o faci tu și cu mine, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, pentru că biserica suntem noi 24 de ore pe zi. În al doilea rând, este o chemare la curăție. Într-o biserică sănătoasă se practică chemarea la curăție și disciplinarea, dragii mei. Într-o biserică care nu se vorbește despre păcat și nu se condamnă păcatul, eu n-asta, nici copiii mei n-aș vrea să stea în ea. Și în ultimul rând, într-o biserică în care, dacă te uiți puțin la membrii ei și la ce discută între ei, focalizarea nu-i pe cele materiale, ci pe cele spirituale. Frații mei, n-am adus nimic în lume, nici nu vom duce nimic din ea. Și de aceea, într-o biserică în care focalizarea e pe cele spirituale, noi ne adunăm lucruri care să le trecem peste vama morții. Am vrea să ne luăm copii cu noi, nepoții cu noi, vecinii cu noi, pe toți cei dragi alături de noi. Deci în 1 Timotei ne-am focalizat pe biserică. Dar în 2 Timotei, în cartea care intrăm, ne focalizăm pe cei din biserică, începând cu slujitorii din ea. Ce voi încerca să fac în această dimineață este să trec prin cele 4 capitole, luând câte un text cheie din fiecare capitol, lăsându-vă pe dumneavoastră să citiți între ele textul.
dimineață am aruncat o provocare și îndrăznesc să o repet. Are doar 4 capitole, nu vă trebuie un sfert de oră să le citiți dintr-un capăt în celălalt. Când sunteți străiești, câți dintre dumneavoastră vă hotărâți ca în ultimele 2 luni să citiți 2 Timotei? Atenție la jertfa nebunului, da? Nu fă o promisiune dacă nu poți ține. Dar cred că nu o să scăpați duminica viitoare. Manul nu vă iartă. Și o să vă trebuie să ridicați mâna. Și până duminica viitoare o să ridicați mâna bucuros până am citit de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori cartea. Deci, haideți să trecem prin ea și voi lua câteva texte cheie. Capitolul 1. L-ați auzit deja textul? Versetele 9 și 10. El, Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos înainte de veșnicii. Înainte de veșnicii. Înainte ca noi să existăm, Dumnezeu deja ne-a dat harul în Hristos Iisus. Dar harul acesta, hotărât de Dumnezeu, înainte de veșnicii, a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Dragii mei, ăsta este unul din textele care mi s-au lipit de inimă în zilele astea. Când stau și uitându-mă la o viață care pare să stingă din perspectiva oamenilor și văd în lumea asta a morții și a putrezirii și a descompunerii și a entropiei un adevăr colosal, a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Și Pavel îi spune lui Timotei în acest capitol, te îndemn să nu-ți fie rușine de Evanghelie, de o Evanghelie care a dus viața și lumina, a adus viața și nemurirea la lumină. Să nu-ți fie rușine. Spuneți-mi, cum mi-ar putea fi rușine de o astfel de Evanghelie? Știți de ce ne rușinăm? Pentru că sunt foarte multe denominații, baptiști, penticostali, catolici, aș putea înșira 3.000 de nume. Și noi avem impresia că pocăirea oamenii înseamnă chema la noi. Și ne întrebăm și noi, pe bună dreptate, doar de ce e mai bine la noi ca la ei? Se cântă altfel? Se insistă pe alte lucruri? Și cu siguranță că o astfel de Evanghelie, la un moment dat, devine incomodă pentru oricare dintre noi. Dar duceți-vă, vă rog, în cimitire. Și imaginați-vă că sunteți în păpucii Domnului Iisus Hristos și puteți striga, Lazare, vin afară! Și să vezi mormintele deschizându-se. Și despre asta vorbește Scriptura. Dragii mei, moartea nu este sfârșitul existenței. Hristos a dovedit-o. 40 de zile a stat lângă ucenicii Lui până când învierea s-a luat pe ei și moartea nu i-a mai putut opri. Și despre lucrul acesta vom vorbi pe îndelete după masă la cina Domnului. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste lucruri. Care lucruri? Nu, cei ce au adormit în Domnul nu vor lua înaintea noastră, nici noi înaintea lor, pentru că va veni Hristos și vom fi răpiți cu El și vom fi pentru veci cu El. Există o nuntă la sfârșitul istoriei pentru toți cei care au adormit în Domnul și vom bea împreună cu El nou în împărăția Lui rodul viței. Incredibile cuvinte. Cum să nu înflăcărezi darul și să-l pui în negoț cu mult curaj și chipzuință ca să audă și alții acest adevăr colosal. Nu uitați, trăim pe tărâmurile morții. Oamenii au nevoie de faptul că există viață și există înviere și există ceva dincolo de mormânt. Capitolul 2. În miezul capitolului 2 există 4 afirmații făcute după un anumit tipar. Dacă, atunci, da? Dacă împliniți cu tare lucru, atunci se va întâmpla cu tare lucru. Și toate sunt puse în miezul capitolului 2. Dați-mi voie să citesc de la versetul 11 la 13. Adevărat este cuvântul acesta, adevărat este cuvântul acesta. Și acum urmează afirmațiile. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm,
vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dați-mi voie să le iau pe rând. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Întrebarea mea este, ai murit împreună cu El? Ai fost răstignit împreună cu El? Observați, întrebarea n-are nimic a face. De ce biserica parții, ce ritualuri religioase îți plac, cât citești Biblia, câte versete ai memorat? Nu despre asta este vorba. Cât ai pus în perș astăzi? Ai murit sau n-ai murit împreună cu El? Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Noi avem aici o carte. Este cartea celor care vor să vină de la moarte la viață. Și o deschid, scot pixul și strec numele. Și când se deschid ușile baptistierului, cei care asistați, vedeți o moarte și o înviere. O îngropare împreună cu El și o înviere împreună cu El. Lucrul acesta se întâmplă, s-a întâmplat acum 2000 de ani. Hristos a murit pentru toți. Da? S-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Cu alte cuvinte, tu ai un loc pe cruce lângă Hristos și în Hristos. Dar trebuie să actualizezi pentru tine lucrul acesta, prin decizia ta, prin a nu te rușina de această Evanghelie. Dacă am murit împreună cu El, vom trăi împreună cu El. Dar ce înseamnă asta? Nu vom trăi cândva, ci de moarte se leagă imediat învierea. Observați, Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și când Hristos trăiește în mine, atunci viața și nemurirea a început să lucreze în mădularele mele, încă de pe acum. Știți de ce? Pentru că doar legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Da, în mădularele mele lucrează entropia și moartea din pricina păcatului, dar puterea lui Hristos mă saltă și îmi dă puterea să trăiesc o altă viață, o viață semnificativă, o viață cu dimensiunile eternității în mine. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Am murit împreună cu El și trăiesc. Și Domnul Iisus spune, vorbind despre viața asta pe care o trăiesc acum în trup, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Toate ofertele diavolului în ultimă instanță aduc moartea. Doar sunt îmbrăcate frumos în zahăr, da? Dar aduc moartea și amărăciune. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. O viață împlinitoare, acum și aici. Dar din păcate, veți vedea de-a lungul cărții 2 Timotei că viața este împletită cu suferința. Și de aceea versetul următor sau afirmațiile următoare continuă: dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Observați, pe drum poți trăi împreună cu Hristos prin legea Duhului de viață care este în El, dar împreună cu viața aceasta este împletită suferința. Și de aceea spune, dacă răbdăm, dacă nu ne dezicem de Hristos din pricina suferinței, a prigoanei sau a bogățiilor și înșelăciunilor lumii acesteia, vom împărăți împreună cu El. Și aici este un viitor, dragii mei, vom împărăți împreună cu El. Ascultați-l pe Pavel, scriindu-i lui Timotei, capitolul 1, versetul 8. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatului, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. De altfel, capitolul 3, versetul 12, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie. A trăi cu evlavie înseamnă a trăi împreună cu Hristos pentru scopurile lui Hristos, pentru mântuirea acestei lumi, pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Ori dacă te implici în lucrarea lui Hristos alături de Hristos, vei suferi și prigonirile și suferințele lui Hristos. Ascultați-l pe Pavel, împlinesc ce lipsește suferințele lui Hristos în trupul meu, prin suferințele din trupul meu. Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos, îi scrie lui Timotei. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Nimeni să nu te înșele cu vorbiri înșelătoare. Curăță-ți viața. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
Veniți cu mine la sfârșitul alergării lui Pavel. Ultimul capitol, versetul 7. M-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă împărățirea, domnirea împreună cu Hristos. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Oare la întâmplare, spune Domnul Iisus, celui ce va birui, vorbește bisericii din Laodiceea, îngropată în materialismul vremii respective, în deșertăciunea acestei lumi, celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Îmi vine greu să citesc următoarea pereche. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Cum, da, eu L-am primit pe Hristos, am fost botezat, mă mai pot lepăda de El? Nu scrie acolo, nimeni nu-i va smulge din mâna mea? O scrie. Dar nici tu, nici eu nu sunt chemat să scot din Biblie ce-mi place și să las ce nu-mi place, ci sunt chemat să mă plec înaintea cuvântului Dumnezeu, să-L primesc așa cum L-a rostit Dumnezeu. Dar poate că Pavel nu L-a înțeles bine pe Hristos. De ce scrie, dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi? Priviți imaginea. Se poate întâmpla pe drum să le trântesc toate de pământ? Cum să nu? Ascultați-L pe Domnul Iisus spunând pilda semănătorului. Semănătorul a ieșit să amene sămânța și când a început să arunce sămânța, o parte a căzut lângă drum. Drumul i-a întors spatele, nici n-a primit-o. Dar o altă parte a căzut între stânci și o altă parte între spini și pământul s-a deschis cu bucurie și procesul vieții a început să pornească. Nașterea din nou s-a întâmplat. A venit vântul prigoanelor sau îngrijorările veacului acestuia? Și-au înnecat sămânța. Procesul a fost avortat. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Ca să aduci roadă în răbdare, trebuie să înțelegi cuvântul, să primești cuvântul, să înțelegi cuvântul și să lași cuvântul să rodească în ciuda suferințelor și a problemelor prin care trecem. Dragii mei, nu, Pavel nu a adăugat la ceea ce a spus Hristos. Ascultați-L pe Domnul Iisus rostind aceste cuvinte în Matei, capitolul 10, începând cu versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră sa. Și cei care mă vor crede pe mine și mă vor urma pe mine, vor avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lor, spune Domnul Iisus. Cine iubește mai mult pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește mai mult pe fiu, ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. A adăugat Pavel ceva la învățătura Domnului Iisus? Nu. Dar noi suntem maestri, dragii mei, să forfecăm Biblia și să luăm din ea ce ne place. De 500 de ani, teologii se chinuie să ne învețe faptul că dacă ai ridicat o mână de acolo încolo, Domnul îți va purta de grijă, nu-i niciun pericol. Și dați-mi voie să vă pun în traistă un text pe care să-l strângeți în brațe, dacă aveți curajul să-l scoateți din context. Ce a scris mai înainte? Dar vă citesc textul. Dacă suntem necredincioși, totuși, El, citiți-l cu mine, rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Ai văzut? A, am văzut. Care a fost versetul precedent? Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Cum să înțeleg versetul acesta? El rămâne credincios față de promisiunile și planurile Lui.
nu față de mine. Cu alte cuvinte, niciuna din deciziile mele nu-L obligă pe Dumnezeu, decât dacă deciziile mele sunt în linie cu voia Lui. Da? Atunci El este obligat față de sine însuși, față de promisiunile Lui. Îmi place să spun că mântuirea este ca o căruță pe care a inventat-o Dumnezeu și o duce Dumnezeu, dragii mei, prin puterea Lui până la destinație. În momentul în care cred în Hristos, sunt invitat în căruța mântuirii Lui, în carul biruinței Lui, cum îl numește Pavel. Dar dacă mă leapă de El, se oprește căruța cumva? Nu, nu. Eu cobor din căruță, căruța merge mai departe. Asta înseamnă, dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Observați, legământul este întărit prin binecuvântări și blesteme. Atunci când Dumnezeu aduce blestemul pentru neascultare, este El necredincios? Nu, este credincios promisiunilor Lui. Este credincios promisiunilor Lui. Nici unul dintre noi nu-L putem închide pe Dumnezeu într-o pușcărie prin deciziile noastre. El este și rămâne Dumnezeu. Capitolul 3. Dacă ne lepădăm de El, am citit în capitolul precedent, și El se va lepăda de noi. Și de aceea versetul 14 îi spune lui Timotei: tu însă să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Este foarte important să nu înveți de la oricine. Să te uiți bine la dascălii tăi. Da? Să te uiți bine la dascălii tăi. Este foarte important să înveți de la cine trebuie să înveți. Problema este că și pe vremea Domnului Iisus și de-a lungul întregii istorie au fost o mulțime de dascăli fățarnici, proroci mincinoși, cum îi numește Domnul Iisus în predica de pe munte. Păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște luprăpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Și dacă coborâți puțin mai jos, versetul 21, nu orice cine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am învățat noi, n-am... Plecați de la mine, voi cei care lucrați fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. Să urmez un astfel de învățător, ajunge în fundul iadului după el. Și de aceea Pavel, când vorbește și scrie lui Timotei, spune: tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi prin ce suferințe am trecut și Domnul m-a izbăvit din toate. Mare lucru este să ai un astfel de învățător, să calci pe urmele Lui. Dragii mei, este important de la cine înveți, dar vreau să vă spun, este mult mai important ce înveți de la cel de care înveți. Ce înveți? M-ați auzit deseori spunând, și în mod special tinerilor le spun: nu credeți o boabă din ce vă spun. Mergeți acasă, luați Biblia și verificați. E vorba de sufletele voastre, nu le puteți da pe mâna mea. Eu voi primi o răsplată mai aspră, îmi spune Scriptura, dar aveți datoria, fiecare, avem datoria să verificăm ceea ce auzim. Nu ne putem vinde sufletul pe vorbele nimănui. Cei ce duc poporul în rătăcire și cei ce se lasă duși în rătăcire sunt blestemați, scrie Isaia celor din vremea lui. Deci este mai important ce anume înveți. Nu știu cum să vă leg de suflet lucrul acesta. Nu te lega de oameni. Asta este una din blestemele noastre. Noi suntem ca turma, mergem după oameni. Nu te lega de oameni, leagă-te de cuvântul Domnului, de cuvântul Scripturii. Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le-a auzit de la mine, observați de ce vrea să lege Pavel pe Timotei, ține-l cu credință și dragoste, și dragostea care este în Hristos Iisus. Sau capitolul 2, versetul 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător, care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept nu ideile lui Pavel, ci cuvântul adevărului, spune Scriptura. Sau veniți în capitolul 3, versetul 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire.
prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriind galatenilor, între care au venit învățătorii mincinoși, ascultați ce le scrie Pavel în capitolul 1, versetul 8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema. Nu știu dacă sesizați, evanghelia este în față, cuvântul este în față, Pavel este în spate. Pavel este subordonat el însuși cuvântului. Dar de la cine a învățat lucrul acesta? De la învățătorul lui, de la Domnul Iisus Hristos. Când cei doi mergeau spre Emaus după masa învierii și străinul vine și îi descoase, știți ce a făcut Domnul Iisus? În loc să le arate mâinile, să rezolve problema cu semnele cuielor în 3 secunde, a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Iar în seara aceleia zile le-a deschis mintea să priceapă scripturile. Mintea să priceapă scripturile. Dragii mei, credința trebuie ancorată în cuvânt și nu în învățăturile nimănui, în cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ne aduce în ultimul capitol, în miezul teologic al primelor 5 versete. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. De ce? Nu condamnă, nu-ți cere nimica. Feel good. Da? Asta este Evanghelia care se provodește în multe biserici. Să te simți bine, să nu vorbești de păcat. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabde suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Tu fii treaz, ridică un stăvilar în fața acestor vremuri care vor veni. Dați-mi voie să închei, adunând epistola la oaltă, pe care o veți citi cu bucurie, nădăjduiesc. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, nici de mine întemnițatul, ci sufere împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Ce Evanghelia? Vestea bună că Domnul Iisus a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea. Nu trebuie să-ți fie frică de moarte. Tată, ți-e frică? Ce răspuns la fiul tău? Mi-e mai frică de viață decât de moarte, ca nu cumva să-l necinstesc pe el. A fost răspunsul lui, Timotee. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. E mai frică de viață decât de moarte. Sunt câteva lucruri pe care cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să le transforme în aplicații în viețile noastre. În primul rând, ăsta e primul. Flăgărează darul care este în tine. Să nu-mi spui că n-ai un dar. Dacă n-ai un dar, n-ai Duhul lui Dumnezeu. Dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, nu ești creștin. Iar dacă ai un dar și ești ciung și oloc și țintuit pe un pat,
roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să arate prin tine spre folosul celor care te îngrijesc. Fii o binecuvântare. Înflăcărează darul care este în tine. Continuă alergarea pe care eu tocmai am sfârșit-o. Dragii mei, Pavel aleargă, dar nu ca unul care nu știe încotro aleargă. Are ținta foarte clară înaintea lui. Se luptă, dar nu ca unul care lovește cu pumnii în vânt. Ci el știe că îl așteaptă o cunună și face totul pentru Evanghelie să aibă și el parte de ea. Continuă alergarea pe care eu tocmai am sfârșit-o. Calcă pe urmele mele în propovăduirea și în trăirea adevărurilor Scripturii și nu te lăsa intimidat de cei care sunt împotriva cuvintelor noastre. Cu alte cuvinte, puneți în negoț darul cu curaj și chipzuință și vei primi cununa din partea Domnului. 2 Timotei, citiți cu mine rândurile în albastru. Înflăcărează darul și continuă alergarea. Înflăcărează darul și continuă alergarea. De la capăt. Amin.